rânduită în așa fel cum le-a rânduit Dumnezeu la început, și mai ales astăzi să căutați voi, Ionică și Dorina, să aveți familia rânduită așa cum a rânduit-o Dumnezeu la început. Întâi spune primul verset, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. De ce a făcut Dumnezeu familia la? Pentru binele omului. Am auzit și nu de mult. Am auzit pe cineva zicând așa, am auzit de foarte multe ori în viață lucrul acesta. Dar nu de mult am auzit pe cineva zicând, s-a potovit și ăsta. Dragii mei, aș vrea să înțelegem, familia nu e făcută ca să se potovească cineva. Nici ca să-și pune cineva necazul după cap. Familia n-a fost făcută nici ca cineva să aibă greutăți în viață. Ci familia a fost făcută de Dumnezeu pentru binele omului. Dacă voi stați astăzi pe scaunul acesta în fața bisericii, stați pentru că Dumnezeu v-a voit binele. Dumnezeu a dorit binele cel mai mare pentru voi. Așadar, familia a fost făcută de Dumnezeu pentru binele omului. Sunt atâtea voci în societatea contemporană, mai ales în situația aceasta de criză și de greutăți, care vin și spun, da, acum nu mai e vreme de însurat și de măritat. Acum nu mai e vreme, nu vezi cât de greu găsești o locuință, nu vezi cât de greu găsești un tare lucru. Dragii mei, asta spune societatea secolului 20. Dumnezeu însă spune altceva. Dumnezeu spune, nu este bine ca omul să fie singur. De aceea a făcut Dumnezeu familia pentru om. Pentru binele celor doi a făcut Dumnezeu familia. Dacă ne uităm mai departe în cuvântul acesta, spune că Dumnezeu a adus înaintea omului toată viețuitoarele. Și n-a găsit între toate viețuitoarele nimic care să îi se potrivească. Omul n-a găsit niciun ajutor potrivit. Așa spune cuvântul. Ce înțelegem de aici? Că Dumnezeu a făcut familia pentru ca cei doi să se ajute reciproc. Cei doi să-și fie de folos unul altuia. De aceea a făcut Dumnezeu familia. Întâi pentru binele oamenilor, apoi ca cei doi să se ajute unul pe altul. Știți cu toții, sau ați învățat la școală mai demult, Hora Unirii, nu? Era în poezia asta, Hora Unirii, era un vers care zicea așa, unde unul nu-i putere la nevoie și la durere, unde-s doi, puterea crește. Și dușmanul nu sporește. Să spun tot, că nu spune nimic rău această strofă. E izvorâtă din înțelepciunea acestui popor, e izvorâtă din înțelepciunea unui scriitor al acestui popor. Dragii mei, ce vreau să înțelegem? Vreau să înțelegem că Dumnezeu a vrut ca să existe pe pământul acesta familii și cei doi care formează o familie să se ajute reciproc. E nevoie de atâta ajutor în viața aceasta pe pământ. Pentru viața aceasta au nevoie oameni de ajutor. Dacă aș întreba pe cei ce au venit la nunta de astăzi, cine dintre cei prezenți n-a avut niciodată nevoie de ajutor? Nici o mână n-ar îndrăzni să se ridice sus. De ce? Noi oameni avem nevoie de ajutor. Și Dumnezeu, care vrea binele omului, i-a pus pe cei doi în familie împreună ca să se ajute reciproc. Să-și fie ajutor. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Să-și fie ajutor în viața aceasta, dar mai mult, să-și fie ajutor pe plan spiritual. Dumnezeu vrea, și o spun tare ca să audă toți cei prezenți, Dumnezeu vrea ca toți oamenii de pe pământ, dacă este cu putință, să-și întoarcă privirile spre Dumnezeu și să aibă parte de mântuire și de fericire veșnică cu El. Asta vrea Dumnezeu de la toți oameni. Și ce bine face Dumnezeu că pune câte doi unul lângă altul, un soț și o soție, ca să se ajute și pe plan spiritual. Ca să se ajute și pe planul acesta. Dacă fratele Codreanu spunea mai înainte aici, să spună poate câte ceva din experiențele lui de căsătorie, aș vrea să spun, nu știu cum ar merge viața mea spirituală dacă n-ar fi alături de mine soția pe care mi-a dat-o Domnul. Și ar putea să spună lucrul acesta fiecare dintre frații și surorile mele. Nu știu cum ar merge viața noastră spirituală dacă Dumnezeu n-ar fi pus lângă noi pe cineva care să ne ajute când e greu, să ne împingă înainte când nu mai putem. Așa a vrut Dumnezeu să fie familia. Dumnezeu a lăsat dar familia întâi pentru binele omului, apoi pentru ca în familie cei doi să se ajute unul pe altul. Apoi, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Aș vrea să mai spun ceva. Dumnezeu a lăsat familia ca în familie cei doi să se potrivească unul cu altul și va zice cineva, e bine. E bine cum să se potrivească dacă nu se potrivesc. În familie, dragii mei, cei doi trebuie să se potrivească. Ați auzit de multe ori, predicând
știut să anunț. Și pentru mine e de mirare câteodată, când mă uit la câte doi mii, că așa ne vine seamănă unul cu altul. De unde potrivirea asta? Asta vine de la Dumnezeu. Dar mai este o potrivire care e necesară în căsătorie, să știți? Mai este o potrivire la care sunt chemați să lucreze mirele și mireasa, începând din ziua în care sunt mire și mireasă și până în ziua când moarte va despărți. Mai este o potrivire la care trebuie să lucreze omul mână-n-mână cu Dumnezeu. Nu știu, cei care lucrați în domeniul mecanic sau în domeniul tâmplăriei, când aveți depus două piese la o lată care nu se potrivesc, ce se întâmplă acolo? Se ia mecanicul, ia pila și freacă bine pe ele și se rupe câte ceva din piesa aceea. Se duce câte ceva până se netrejește ca să se potrivească cu cealaltă. Tâmplarul ia lindeaua și dă cu lindeaua până când se potrivește. Dragii mei, vreau să înțelegem. Să înțelegem cu toții, să înțeleagă cei doi mii de astăzi. Dumnezeu a lăsat familia printre altele ca cei doi să învețe potrivirea. Șlefuirea aceasta, ajustarea. Cei doi sunt chemați să se ajusteze reciproc. Și ajustarea câteodată e grea. E așa. E grea câteodată ajustarea. Cum am spus, mai pică câte ceva. Mai trebuie să lași să pice câte una de-a ta pe care o ai, de când te știi tu. Trebuie să pice jos. Trebuie să pice jos pentru că Dumnezeu vrea potrivire. Să fie ajutor care să se potrivească. Dragii mei, să înțelegem așadar. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru familie. Întâi ea este făcută pentru binele omului, apoi ea este făcută ca cei doi să se ajute unul pe altul, apoi ca cei doi să se potrivească prin harul lui Dumnezeu să se potrivească, că Dumnezeu este potrivitorul cel mai bun. Apoi, cei doi a lăsat Dumnezeu familia pentru ca cei doi să fie întotdeauna un singur trup. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Unul singur. De ce spun asta, dragii mei? Americanii, de obicei, când se căsătoresc, la căsătorile lor, iau o formulă așa mai standardizată. Și am auzit, folosesc această expresie, se folosește și la noi adesea. Le spune pastorul sau cel ce-i cu nună, zice, până când moartea vă va despărți. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, cei doi sunt într-adevăr chemați să fie una, să fie un singur trup, să fie uniți, până când moartea îi va despărți. Nu așa să fie una în luna de miere, să fie una în anul de miere sau nu știu cum și după aceea numai. Cei doi sunt chemați să fie una pentru totdeauna. Aș vrea să înțelegem că nimeni nu poate să despartă ce a unui Dumnezeu, spune mai târziu cuvântul Domnului, în altă parte. Nimeni nu poate să desfacă. Cei doi trebuie să fie una, indiferent ce ar zice cei din jur. În unitatea aceea nu are voie să se bage nici mamă, tată, nici copii, nici altceva. Am trăit așa o experiență amară oarecum. Eram într-o ocazie anume la București, la Ambasada Statelor Unite. Și acolo, stând la rând pentru viză, s-a apropiat de mine o fată de nu știu câți ani avea, era în clasa 10-a, zicea, că o să fie la toamnă în clasa 10-a. Și eram împreună cu tatăl ei și m-a întrebat, ați mai fost în America? Am mai fost. Și a spus, și noi vrem să plecăm, am câștigat la loterie și ne ducem în America. Da? Și stând de vorbă, că trebuia să așteptăm acolo, stând de vorbă, a spus că vrea să plece ea cu tata. Da, mama, am întrebat, cu mama ce faceți? Mama nu vine. Dar cum se face că totuși merge așa? Deci am avut nevoie de adeverință de la mama că nu vrea să vină și înseamnă că mă duc numai eu cu tata, dacă ducem adevărința asta. Am stat, mi s-a părut interesant. Și la un moment dat îmi spune, tata a fost inginer agronom și nu știe limba engleză. Oare poate să se descurce, oare să găsească slujba acolo? Am zis, nu știu, pentru unul care nu știe limba, nu știu ce va găsi acolo. Dar totuși, de ce vreți să vă duceți? Și fără mama. Fata cu atâta aroganță a spus, în țara asta eu n-am niciun viitor. Dar dacă mă duc acolo, am viitorul asigurat. Eu mai știu și ceva engleză, zicea ea. Și o să lucreze tata pentru tine acolo în America, să te țină la școală, am întrebat-o. Și mama rămâne aici. După 4 ani s-ar putea să poată să vină și mama, a zis ea. Am întrebat-o, am insistat să văd cum stau lucrurile. Am zis, da, tata chiar vrea să plece. Nici tata nu prea vrea să plece, dar pentru că i-am spus că n-am niciun viitor în țara asta. Până la urmă, tata vine cu mine. Mama va rămâne aici. Am stat și am zis, Doamne, ce se întâmplă cu familia pe care a lăsat-o Dumnezeu să fie unită? Iată o familie sau o dramă, o mare tragedie, dacă vreți, în care s-a implicat cine?
un copil care a vrut să despartă în numele fericirii pe care o caută, nu știu unde, peste ocean. Dragii mei, vreau să spun tare și clar, cuvântul lui Dumnezeu care s-a citit astăzi aici, spune în felul următor, cei doi vor fi un singur trup. Câte vreme? Pentru totdeauna. N-are voie nimeni și nimic să se bage în unitatea familiei. Așadar, dacă vrem să ne uităm în această seară, Dumnezeu a lăsat familia pentru binele omului. Dumnezeu a lăsat familia ca în familie cei doi să se ajute unul pe altul. Dumnezeu a lăsat familia ca acolo cei doi să se potrivească unul cu altul, să se ajusteze unul pe altul, ca să poată să ajungă desăvârșit și plăcut înaintea Domnului. Și apoi, Dumnezeu a lăsat familia ca să fie pentru totdeauna unită. Scumpii mei, Dorina și Ionică, așa ați dori să fie familia voastră. Dacă s-a spus aici că voi avea un cuvânt de felicitare pentru voi, aceasta este cuvântul de felicitare sau urarea pe care vă pun înainte. Căutați ca familia voastră să fie întotdeauna pentru binele vostru. Căutați ca familia voastră să fie familia în care să vă ajutați în cele mai grele situații și în cele mai bune situații. Căutați ca în familia voastră să vă potriviți unul pe altul și să vă pregătiți pentru a-L întâlni pe Dumnezeu.